Salut! Am fost întrebat de mai mulți colegi cum se comportă purificatorul de aer T2 conectat la incinta FB2. După câteva proiecte făcute în casă, așa arată laserul meu și incinta în care l-am folosit. În casă s-a simțit puțin miros de arsură, dar poate și datorită faptului că am tot deschis incinta să schimb materialul și să văd rezultatul arderii. Vedeți mizeria acumulată la ieșirea incintei? Se vede inclusiv pe tubulatură cum a fost dusă. Filtrul de aer din D2 este și el murdar. Aici, după ce l-am scuturat puțin, am mai căzut din mizerie. Până la urmă, cu o pensulă, îndepărtat mizeria mare de pe el. Unii colegi m-au întrebat cum se comportă de doi dacă este firesc să atragă pe ambele părți aerul. Și de partea de sus și de partea de jos. L-am desfăcut și l-am verificat. Dacă scoateți cele patru șuruburi, ajungeți la filtru. Vedeți gaura pe unde se trage aerul. Dacă punem o bucată de hârtie pe ea, ea va fi atrasă, blocând fluxul de aer. Deci dacă se întâmplă acest lucru, este normal și ventilatorul este bine poziționat. Voi pune totul la loc. Voi pregăti pentru o nouă utilizare. Am văzut că fluxul de aer care este tras de către purificator este relativ mic. De aceea consider că trebuie ajutat de ventilatorul de la incintă. Eu prefer să fac tăieturile în lemn, cele care produc mult fum, în atelier. Și de aceea nu am verificat purificatorul cu proiecte de tăieturi mari.
doar la gravură. Este decizia voastră dacă considerați util acest purificator. Pentru proiectele mele mai mici și pentru confortul de a lucra în casă, eu sunt mulțumit de el. Dar pentru proiectele mari, care produc fumuri și mirosuri, vă recomand să folosiți evacuarea forțată în exteriorul clădirii. Vă mulțumesc pentru vizionare.